Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ajungem la un artist din India, mă rog, nu prea e artist, dar uite ce s-a întâmplat. S-a spălat în urmă cu 22 de ani. Atunci a făcut ultima baie. Da. Îți dai seama că există oameni care au făcut ultima baie acum 22 de ani și sunt bine, mersi? Nu cred, cred că e un cerc de un kilometru în jurul lui, da. Bine, bărbatul ăsta din India spune că nu s-a mai spălat dintr-un motiv nobil și ai să fii așa surprins când vom povesti despre motiv. Ideea este că el a făcut ultima baie în urmă cu 22 de ani și se declară perfect sănătos. Are 40 de ani și a jurat că nu mai face baie până în ziua în care, atenție, nu încetează abuzurile împotriva femeilor, disputele legate de terenuri și uciderea animalelor nevinovate. Vast program. Mi-e teamă că, din păcate, mai are de așteptat până se vor rezolva toate problemele. Asta cu abuzurile împotriva femeilor, chiar ăsta este un abuz împotriva femeilor, cred că și-a dat seama. Este un abuz împotriva umanității. Da. Tuturor sufletelor de pe planeta Pământ. Deși, da, într-un fel, protejează planeta, dacă stai să te gândești. Dar sunt curios cum se duce la muncă. Adică, îl mai primesc ăștia la muncă? Nu-l mai l-au dat afară. Când a auzit șeful, doar i-a spus că eu nu mai vreau să fac baie și atunci l-a dat afară. A avut și necazuri. Omul în 2003 i-a murit soția, după câțiva ani fiul cel mare, iar anul acesta i-a murit și cel de-al doilea fiu. Mă, nu știu dacă motivul a fost parfumul pe care le emana el sau... Asta îmi pare rău să aud. Cred că asta te... Așa întâmplări sigur te pot, cum să zic, schimba cu totul. Cred că asta să petrece. Păi da, da, el nu mai făcea baie dinainte de dispariția membrilor. I-a condus pe toți pe ultimul drum fără să facă baie. Nu știu, cred că au fost mai multe înmormântări pe drumul ăla. Nu dai seama să stai lângă cineva care nu s-a mai spălat de 22 de ani, nu mai să mă gândesc. Vreau să stai lângă cineva care nu s-a spălat de o zi, două. Da. Da, poate cei care ne ascultă acum prin mijloacele de transport în comun pot confirma treaba asta, nu? Că pe acolo se întâmplă să n-ai ce să faci și să stai foarte aproape de... S-au mai văzut cazuri și mai complicate, da. E și greu acum, bine, în București, o să râdeți de noi, nici nu e apă caldă. Știi, povestea, nu e apă caldă de câțiva ani. Poate să găsește unul dintre ăsta care... Doamne, n-am avut, știi? Bună dimineața. Asta e situația, dă vina pe Nicușor Dan. Dă vina pe Nicușor, da, păi cred că și indienii au un Nicușor Dan acolo. Altă explicație n-avem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.